Controlul s-a desfășurat în rețeaua de comercializare, fiind verificați un număr de 11 operatori economici și o cantitate de 126,9 kg produse, toți operatorii economici verificați fiind sancționați contravențional. Comisarii pentru protecția consumatorului au constatat că preparate din carne etichetate incomplet, lipsa de nume și adresa producătorului sau lipsa datei durabilității minimale, fapt pentru care au fost aplicate 8 amenzi contravenționale în valoare totală de 12.000 de lei, și s-a dispus măsura opririi temporare de la comercializare pentru o cantitate de 18,2 kg produse. De asemenea, un număr de 3 operatori economici nu afișau prețul pe unitatea de măsură lei pe kilogram, fapt pentru care au fost aplicate 3 amenzi contravenționale în valoare totală de 1.500 de lei.